Imaginile de propagandă ale partidelor comuniste europene din anii 50 arătau că toți comuniștii sunt între ei frați, în interiorul sau în afara granițelor statelor. În realitate, partidele comuniste au fost, chiar și pentru membrii lor, printre cele mai criminale organizații politice din istorie. Revoluția comunistă și-a devorat în primul rând proprii săi fii, iar Partidul Comunist Român nu a făcut nici el excepție. Prima victimă de calibru a comuniștilor români a fost chiar unul dintre liderii partidului, pe numele său Ștefan Foriș. Foriș fusese secretarul general al Partidului Comunist din România până în aprilie 1944. Atunci el a fost destituit la sugestia Moscovei, iar în anul 1946 a fost ucis cu sânge rece, cu acordul lui Gheorghe Gheorgheu Dej, într-o curte de pe această stradă din spatele meu, Alea Alexandru. Iar mama sa, care locuia în Transilvania, a fost aruncată în râul Criș cu o piatră legată de gât, pentru a nu mai întreba despre fiul său. Următorul care a căzut în disgrația lui Gheorghe Gheorgheu Dej a fost Lucrețiu Pătrășcanu. În februarie 1948, el a devenit ținta atacurilor din partea mai multor tovarăși. După o experiență de coșmar în anii următori, Pătrășcanu a fost asasinat în aprilie 1954. Următoarea victimă de la vârful partidului a fost însăși Ana Paucăr. A fost îndepărtată de la putere în anul 1952 și probabil că numai foștii săi prieteni de la Moscova au salvat-o de la o moarte violentă, pentru că altfel Gheorghe Gheorgheu Dej nu ar fi avut niciun scrupul. Destituită din toate funcțiile, Ana Paucăr a murit în anul 1960, ocolită de toți tovarășii săi politici de odinioară. Odată cu Ana Paucăr, din Olimpul Comunist de la București au fost excluși și alți lideri ai partidului, precum Vasile Luca sau Teohari Georgescu. Epurarea Anei Paucăr rămâne până astăzi o formidabilă lecție de viață. În toamna anului 1947, pe când era ministru de externe și viceprim-ministru al guvernului la București, Ana Paucăr a fost declarată de revista americană Time drept cea mai puternică femeie din lume. Și doar 5 ani mai târziu, în toamna anului 1952, Ana Paucăr se pregătea să se mute pe această stradă din cartierul Cotroceni din București. Ea era o femeie bântuită de anchetele foștilor săi colegi, care îi puneau pe umeri toate păcatele imaginabile. O plenară a Comitetului Central al Partidului Muncitorez Român hotăra destituirea din funcțiile de conducere a doi membri de elită, Miron Constantinescu și Iosif Chișinevski. Cu o lună mai înainte, ambii erau comuniști de vază la București. Păcatul lor principal a fost acela că și-au imaginat că l-ar putea detrona pe Gheorgheu Dej cu un eventual sprijin politic de la Moscova. Dar la Moscova, Nikita Hrușcov avea propriile sale confruntări interne. Așa că la București, Gheorghe Gheorgheu Dej a rămas principalul și, de fapt, unicul factor al puterii politice. După anul 1957, Gheorghe Gheorgheu Dej a rămas liderul necontestat al comuniștilor români. În următorii 8 ani, tot ce s-a întâmplat în societatea românească s-a petrecut la adăpostul efigiei lui. În ultimii săi ani de viață, Gheorgheu Dej practic nu mai avea adversari interni în partid, pentru că el însuși îi eliminase pe toți competitorii potențiali. În anii 40 și 50 ai secolului trecut, Partidul Comunist din România și-a sacrificat fără milă proprii săi lideri într-o luptă pentru putere care a durat aproape un deceniu și jumătate. Iar morala poveștii noastre este că membrii Partidului Comunist nu au fost niciodată frați între ei, ci mai curând adversari care s-au pândit reciproc și s-au lovit fără milă. Alături de Inchiziție și de Partidul Nazist, comunismul rămâne una dintre cele mai criminale religii politice din istoria umanității. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste pentru oamenii inteligenți.